Odată cu venirea primăverii, sibienii își curăță terenurile și grădinile de vegetația uscată. În unele cazuri, cetățenii aleg să dea foc miriștilor sau resturilor vegetale, fără a respecta măsurile de prevenire, an de an înregistrându-se incendii din cauza utilizării focului deschis. Pentru a evita situațiile de urgență care să le pună în pericol viața și bunurile materiale, locuitorii județului Sibiu au obligația de a solicita și de a obține un accept de la Agenția pentru Protecția Mediului și un permis de lucru cu focul emis de Serviciul pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Sibiu. Pentru evitarea răspândirii focului, desfășurarea arderii se face numai pe timp de zi, sub supraveghere permanentă și cu stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii. Este interzisă utilizarea focului pe timp de vânt, vegetația uscată și resturile vegetale vor fi colectate în grămezi, astfel încât arderea să poată fi controlată și este necesară asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii. Se interzice acoperirea cu pământ a focarelor. Atenție! Nerespectarea acestor prevederi legale constituie contravenție și se sancționează conform legii în vigoare, cu amendă de la 3.000 la 6.000 de lei pentru persoane fizice și de la 25.000 la 50.000 de lei pentru persoane juridice, se arată într-un comunicat pe pagina web a Primăriei Sibiu. Datorită riscului crescut de producere a unui incendiu, Serviciul pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu nu recomandă arderea resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor. După curățarea curților și grădinilor, sibienii sunt rugați să ia legătura cu operatorii de salubritate cu care au contract pentru transportul și gestionarea deșeurilor vegetale rezultate, eliminând astfel pericolul de incendiu și poluarea cauzată de arderea deșeurilor.